Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara montează parapet pe rulouri în Caraș Severin. Odată montat, va crește siguranța șoferilor care tranzitează drumurile naționale. Echipele de RDP acționează pe DN6 la Armeniș, județul Caraș Severin. Începând de astăzi, execută lucrări de montare de parapet pe rulouri. În județul Caraș Severin, sistemul rutier de siguranță a mai fost montat pe DN58 între Reșița și Soceni. Următoarea zonă unde se va monta acest tip de parapet conceput pentru a evita evenimentele rutiere soldate cu leziuni mortale este în zona Plugov, tot pe DN6.